Am revenit aici în studio, în Republica Moldova, dar nu rămânem pentru mult timp în studio. Mergem acum tocmai în Qatar ca să-l salutăm pe Radu Zaplitnyi, acordeonist. Radu, care văd că tare s-a simțit bine în Qatar atunci când a fost la campionatul mondial de fotbal și a hotărât să rămână acolo pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Radu, eu te salut și îți spun că sunt absolut surprinsă de faptul că tu chiar te-ai mutat în Qatar. Cum? Zi-mi ce faci acolo! Să zicem că m-am mutat pe o perioadă anume, nu chiar pentru tot restul vieții, mai revin în Moldova, chiar de curând. Dar asta a fost atunci când am vizitat, din curiozitate, pentru prima oară acest oraș modern. Am făcut și o audiție la o școală internațională, se numește Compass International Schools. Este o școală engleză din Doha. Este o școală, de fapt, după școală. Știți? Deci copiii merg la școală generală și după aia vin la școala asta unde fac muzică, au bazin, fac sport, fac tot felul de activități, sunt ajutați ca să pregătească toate obiectele care, de care au nevoie. Uh-huh. Și după care se întorc acasă. Și bineînțeles că eu sunt cel care am trecut această audiție și fac parte din stafful care se ocupă de muzică. Deci pian, teorie muzicală și canto. Deci ești domnul profesor, domnul profesor originar din Republica Moldova, care predă în Qatar și eu bănuiesc așa că elevii tăi sunt de diferite naționalități, așa-mi imaginez, nu? Sunt copii care... Bineînțeles, bineînțeles. De fapt, populația băștinașă sunt, dacă nu greșești, undeva 13% din Qatar. Restul sunt străini și am elevi italieni cu care vorbesc în limba italiană. Am din elevi din România, din Africa de Sud, din Spania, din Siria, acum anume cuminte, din libanezi. Deci din toate colțurile lumii și bineînțeles că vorbim limba engleză și uite, sunt cel care dă o mână de ajutor în privința muzicii, în privința improvizației mai ales. Uh-huh. Pentru că deja am niște copii mici care la 5 ani i-am pus să improvizeze și improvizează ca cei maturi. Foarte interesant, pentru că creativitatea în afara pieselor obligatorii care sunt necesare în cadrul școlii, improvizația este o chestie care dezvoltă foarte mult fantezia și, de fapt, copiii o au deja și noi trebuie numai să urmărim acest fir al creativității. Radu, felicitări pentru experiența asta. Mi se pare o experiență foarte deosebită și mai ales în Qatar. Și chiar o să vreau să te rog să-mi spui cum te-ai... Bine, tu și atunci la campionatul mondial de fotbal ai stat destul de mult timp, o lună aproape. Am stat, da, aproape o lună, deci 3 săptămâni, exact. Uh-huh. Dar zi-mi cum a fost de ziua ta de naștere. Tu ai fost sărbătorit pe data de 2 martie. Îți spun la mulți ani cu ocazia asta. Mulțumesc, mulțumesc. A fost foarte frumos. Am niște prieteni care sunt în orchestra din Qatar, care mi-au făcut o surpriză și ne-am întâlnit toți la un restaurant din Eu având nostalgia acestei bucătării minunate și am înregistrat și am... Radu, stai așa că noi am și găsit filmulețul cu pricina. Și ascultăm un pic. Bravo, Radu! Din Veneția. Și s-a bucurat foarte mult. Au venit toți să-mi ureze la mulți ani. A fost o chestie foarte mișto, de suflet. Da. M-am simțit bine. Radu, și spune-mi mai multe despre cum să zic, despre viața ta de acolo, despre programul tău de viață. Cum trăiești acolo? Cum se trăiește acolo? Programul este foarte intens, pentru că sunt foarte mulți elevi. Mai profit să am niște momente în care sunt invitat în diferite
hoteluri unde cântăm muzică jazz împreună cu niște prieteni din Italia, francezi, englezi. Și aș vrea să nu uit să mai spun de ce am venit eu totuși de data asta să mă informez mai, să văd de adevăratele, cum s-ar spune, pentru că fac parte și de un sistem care se numește internațional, care se numește ABRSM, care este un sistem care permite copiilor să facă muzică la distanță, indiferent de vârstă. Deci ABRSM înseamnă Academy of British Royal Schools of Music. Și această metodă nu este recunoscută deocamdată nici în România, nici în Moldova, dar sper de curând să fie, pentru că îți dă posibilitatea să dai examenele când dorești. Dacă ești pregătit într-o lună, dai examenele într-o lună. Dacă ești pregătit în 2 ani, le dai în 2 ani. Și e important să treci toate etapele. În momentul în care ai terminat acest curs, ai dreptul de a preda muzica sau, chiar dacă nu o să faci muzică, în momentul în care ești angajat la un serviciu, oricare ar fi, acest fapt vine considerat ca un bonus pentru cei care au făcut această școală. Foarte interesant. Da. Bravo, Rod, felicitări! Și eu te ascult pe tine cu atenție, dar îți mărturisesc că privirea mi fuge către clădirile din spatele tău și mă uitam așa atent, nu văd niciun fir. Cred că văd acolo un copac verde undeva în spatele tău. Sunt ceva, da, sunt palmieri în spatele meu, aici, chiar în dreapta mea, sunt niște palmieri. Dar, bineînțeles, sunt și parcuri, dar suferă foarte mult, bineînțeles, natura și verdeața aici în Qatar, pentru că vara sunt temperaturi de peste 50 de grade și, bineînțeles, este foarte dificil să uzi acest copac, să te ocupi de ei. Mă rog. Și acum, care e temperatura din perioada asta? Acum zilele astea s-a mai încălzit, deci a fost, seara ajungeam la 17-18 grade, dar acum sunt vreo 23-24. Azi au fost aproape 30. Da. E minunat. Deci aici lumea merge la mare, este perioada cea mai bună, de fapt, este iarna în Qatar, este perioada cea mai favorabilă pentru promenade. Mă întrebai ce fac. Uite, în momentul în care, după 4, 5, 6 lecții care vin una după alta, foarte des nu iau metrou să mă întorc acasă, dar merg pe jos. Este o pasiune a mea de mult timp, cred că din Veneția am luat-o, și merg câte 10-15 km până ajung acasă pe jos. Și în felul ăsta mă apropii mai mult de orașul adevărat, de ce fac oamenii, care sunt pasiunile lor, cum merg pe stradă, cum... Mă rog, este o chestie cu care eu intru în sintonie. Deci îmi place foarte mult energia orașului. Deci nu în Maidoka, deci oricare oraș n-aș fi, eu găsesc tot timpul un pic de timp ca să mă pierd în el și să mă plimb. Cred că face bine și pentru sănătate. Și... mai ales în perioada asta e posibil să faci. Radu, și zi-mi, care e planul pe termen lung? Rămâi acolo sau contractul tău cu școala e pe cât? Deocamdată acum cu școala suntem pe sfârșite, deci oricum nu vreau să... Deocamdată n-am programat nimic. Totul ce s-a întâmplat așa... Spontan și în momentul... Da, repede și... cred că astea sunt cele mai bune momente și profit ca să cunosc alți oameni, ca să practic ce am făcut, de fapt, perioada studențimii. Sigur. La Cluj, ca profesor de muzică, și asta fac, de fapt, asta am învățat și asta fac. Este foarte interesant. Radu, mă bucur că te-am văzut, te-am revăzut, de fapt. Îmi pare bine pentru că trăiești experiența asta, chiar mi se pare una deosebită. Și totuși te așteptăm acasă, la Chișinău. Bineînțeles, mulțumesc. Vreau să vă felicit, suntem în ajunul de 8 martie. Deci, felicitări, fetelor, mulțumesc. Mamelor, mulțumim. Să fiți iubite și să fiți...
să vă ducă prietenii și soții prin Doha, prin toate locurile cele mai frumoase și cele mai deosebite de pe această planetă. Așa să fie, așa să fie. Mulțumim frumos, mulțumim, Radu. Te îmbrățișez, numai bine. Seară plăcută tuturor.